Realizarea unui aeroport regional între Galat și Brăila a rămas de an bun doar o promisiune. Asta nu a descurajat însă pe iubitorii zborului din cadrul Asociației Aerial Club, aceștia reușind prin forțe proprii să pună bazele propriului aerodrom la Vădeni, destinat aeronavelor ultraușoare. Inițial zburam la fosta aerobază Pegas din Galați, care s-a desființat ca urmare a vânzării terenului și ce s-a întâmplat pe acolo. Și a nevoie de a zbura în continuare. Și atunci soluția pentru a zbura a fost să ne creăm propria bază de zbor în zonă. Înțelegerea am găsit mai mult în partea brăileană decât în partea gălățeană și așa a luat naștere terenul de zbor de aici. Inițial am pornit 3 înși în demersul ăsta, ulterior a crescut numărul membrilor până la vreo 30 la momentul de față. Stăm mai mult în zona de hobby, că asta este ce se cere pe piață la momentul de față și este un mijloc de a ieși din cotidian, de a evada, de a rupe tot stresul de zi cu zi și a face altceva. Deci un loc în general pentru pasiune. Înființat în 2008, aerodromul de la Vădeni concentrează în prezent toate facilitățile necesare zborului. Pistă înierbată, hangare pentru păstrarea aeronavelor, ateliere pentru mentenanță și reparații, dar și un centru administrativ. Mai mult, în cadrul Aerial Club s-au pus bazele unei școli de zbor pentru formarea viitoarelor generații de piloți. Zburăm tot ce înseamnă motorizat, cu aeronave ultraușoare motorizate, de la parapantă cu motor, motor deltaplan și avion ultraușor, și zboruri de agrement. Este un hobby costisitor, e greu de învățat, cam ce calități trebuie să ai? Nu este greu de învățat, pentru oricine are simțul echilibrului, poate să meargă cu o bicicletă, nu e mare lucru de învățat. Sunt niște proceduri, sunt niște pași pe care îi parcurg, nu trebuie să fii cosmonaut, nu trebuie să îndeplinești niște condiții super, o fișă medicală similară cu cea de la permisul de conducere și în rest dorință, pasiune să fie, că aici e vorba mai mult de pasiune. E costisitor un asemenea? Nu e costisitor. La avion costă, de exemplu, școala în jur de 4.500 de euro, modulul de 40 de ore de zbor. Și ulterior, dacă cineva face o școală, dar nu are aeronava... Poate să închirieze de la noi sau poate să-și cumpere propria aeronavă. Acum depinde foarte mult de bugetul fiecăruia. Găsești să-ți iei un avion, un avionaș micuț, de genul celui care zbura dimineață și la 5.000 de euro. Găsești să-ți iei avion și la 200.000 de euro. Bugetele diferă de la unul la altul, dar în definitiv ele fac aproape același lucru. Îți poți satisface hobby-ul și pasiunea în diferite modalități, nu trebuie neapărat cu bani foarte mulți. Una dintre variantele cele mai accesibile pentru iubitorii zborului este aceea de a achiziționa un motodeltaplan. Motodeltaplanul este supranumit motocicleta cerului, pentru că paralelismul de senzații între motodeltaplan și avion este același ca într-o motocicletă și o mașină. Cabina este, așa cum puteți vedea, deschisă, vizibilitatea este perfectă de jur împrejur, nu ai nimic care să-ți obstrucționeze vizibilitatea de jur împrejur, jos, în față. Este un aparat de zbor extraordinar de plăcut. În rest, este un aparat mai ieftin decât un avion, este un aparat foarte ușor de întreținut. În clipa în care un pilot capătă licența pentru acest tip de aparat, ar trebui să-și poată face singur și lucrările de mentenanță obișnuite. Bineînțeles, nu e vorba de reparații capitale sau de ceva de genul ăsta. E vorba de înlocuirea bujiilor, de înlocuirea filtrelor, de înlocuirea uleiului, operații care se fac conform manualului pe care ți-l dau atât producătorul aparatului, cât și producătorul motorului. Folosește benzină obișnuită, benzină de 95 luată de la orice benzinărie, dar în amestec cu ulei, fiind motor îndoit timp. Și asta înseamnă costuri de operare relativ scăzute, comparabile cu un autoturist mediu. Unii dintre membrii Aerial Club au deja 10 de ani de zbor la activ, timp în care au trecut prin toate variantele posibile la nivelul aeronavelor ultraușoare. Dorind să zbor, am luat încet cu deltaplanul, cu parapanta, când a apărut parapanta, a venit mult mai târziu. După aia a apărut cu motor, am trecut la parapantă cu motor, după aia la un triciclu cu motor și tot așa până am ajuns la avion, odată cu vârsta. Când ești tânăr, urci pe deal, sari cu parapanta, e mai multă adrenalină, mai
odată cu vârsta începi că vrei ceva mai comod, mai ușor de și de decolat și de aterizat, dar adevăratul simț al zborului cu parapanta. Ăla acolo rămâne în inima mea pentru totdeauna.